Și vă reamintesc că la numărul de urgență 119 se pot semna la cazurile de abuz asupra copiilor. Corespondentul nostru, Oana Dobrescu, din Spania, a urmărit această anchetă și vine cu toate detaliile. Oana, bun găsit! Spune-ne cum a fost reținută femeia, care sunt acuzațiile și ce urmează să se întâmple după punerea acesteia în libertate. Cum găsit din informațiile pe care le am de la reprezentanții poliției din Leida, care au reținut-o pe femeie ieri dimineață în jurul orei 1, indiciile care au dus la identificarea și reținerea ei au venit chiar de la câțiva români care lucrau cu ea la culeț de fructe în apropiere de Torre Farrera și care au văzut la televizor și în presă, în online, cazul fetiței de 12 ani și fotografia mamei căutate de poliție. Așa că au mers și au anunțat unde se află aceasta. A urmat, apoi a fost audiată de către anchetatorii români prin videoconferință în prezența unui procuror spaniol de cooperare internațională din Leida și în urma declarațiilor pe care aceasta le-a făcut, anchetatorii români au decis punerea ei în libertate și i-au dat termen să se prezinte în România pentru a fi audiată. Din informațiile pe care le avem până la această oră, aceasta urmează să plece chiar în această seară din Leida cu un autocar și va ajunge în România pe 9 iunie. Între timp, poliția spaniolă îl caută în continuare pe partenerul acesteia.